Bună seara, sunt Natalia Cheptene. Aici vorbește Moldova. În acest platou aducem oameni și istorii care fac să vorbească o țară întreagă. Nu dorm nopțile, nu pot să odinesc cum se odinește lumea. Dar la ce, pentru ce străiezem? Eu nu vreau să străiezem. Maria Grosu din Orhei nu mai știe la ce uși să bată. Femeia de 60 de ani se plânge că acum câteva luni polițiștii i-au reținut fiul, pe nedrept. Era la poliție dus. Când am ajuns, era gata de mână. El ieșea din poliție cu cătuște la mână, îl ducea anchetătorul la procurator. Un amic m-a luat de acasă, pentru ce? Eu m-am întrebat și nu a răspuns nimic. Nicolae Grosu este acuzat de trafic de ființe umane, mai exact pentru că ar fi ținut în sclavie doi săteni. S-ar fi întâmplat la stâna care îi aparține. Tot e falsificat tot dosarul. Eu știu că invitează, dar știi de ce? Ei când erau cu oile, o zi păște unul oile, o zi sfădine unul. Tot e pus la cale aici. De ce până amun nu a scris băieții ăștia nic? La polul opus sunt presupusele victime ale lui Nicolae Grosu, care îl descriu ca pe un monstru. Bărbații povestesc că erau obligați să muncească zi și noapte fără a fi plătiți. Mai mult, pentru orice greșeală, se alegeau cu pumn și umilire. Cum, cu băsul în cap, urechile erau umflate, ieșea zgâriat de gheară de-a lui, era față. Da, fața astea apiera ca scândura, înțelegeți? Nu avem unde spala. Nu, eu ca piec de una n-am văzut la dânsul. Cum a ajuns Nicolae Grosu să fie acuzat de o crimă atât de gravă? De ce rudele lui susțin că dosarul e cusut cu ața albă? Cine, după părerea lor, l-a tras în țeapă? Cât adevăr este în destăinuirile presupuselor victime? Și cum vor răspunde acestea la testul cu detectorul de minciuni? Aflați în această ediție. Procurorii ne-au comunicat că Nicolae Grosu este învinuit de trafic de ființe umane și a fost plasat în arest. Mama bărbatului însă este convinsă că fiul ei nu a greșit cu nimic, nici în fața legii și nici în fața oamenilor. Femeia e hotărâtă să dovedească că tot ce îi se incriminează fiului său este înscenat. Ce argumente are? Vedeți acum. Ca orice mamă, Maria Grosu se mândrește cu fiul său. Nicolae are 37 de ani și este cel mai mare dintre copiii femeii. A rămas cu dânsul de mitei. Unul de 4 ani și unul de 5, când a murit bărbatul. Și lucram la două lucruri, numai că se pot întreține, să ridic. Toale mă sună întotdeauna și mă întreabă. Dacă mi-e rău, dacă mi-e bine. Deși spune că a crescut un om bun la inimă, femeia se plânge că norocul nu s-a ținut niciodată de feciorul său. În urmă cu 5 ani, Nicolae a divorțat. Maria Grosu spune că după ce familia fiului ei s-a destrămat, Nicolae a inițiat o afacere. Bărbatul a rendat stâna din satul Bălcăuți și a cumpărat oi. Iar peste puțin timp, un cunoscut i-a adus și lucrători. El înainte avea oile lui și el era stabil când sângurel le paște, sângurel face tot. Până venea ăsta... Marcel, cu sa, așa cea. Eu o sângări întrebam pe dâns. Întrebam, zic, Coale, cum sport cu voi? Nu vă bate, nu o strigă, nu nică, nu, noi tare gine ne înțelegem, ia ca ce era. Femeia susține că cei doi săteni, Marcel Alexandruc și Alexandru Reaboi, au venit de bunevoie să muncească la stână, iar fiul ei le asigura condiții de muncă decente. Au fost oi, au fost aceia... Cal, vara de acolo, pe deal, și acolo unul dormie, unul vine să hodine. Azi tu, mâine, cealalt, pe urmă, se duce băietul, o schimba. Când era acasă, dar dacă nu s-a dus, de mă rămas ei din capul lor. Când mă duceam, eu întotdeauna le duceam mâncare. Marcel știe preghine, cum ieșea și cum descărcam mașina cu mâncare. Maria Grosu spune că Nicolae îi se destăinuia deseori că avea probleme cu muncitorii. Povestește că Alexandru și Marcel nu îngrijeau bine oile și aduceau mari pagube afacerii. Dar ei se băteau când se bat. Of, Doamne, eu nu pot spune, eu mă gine fotografiam atunci și le arătam amuiați și era plin de sânge ei amândoi. Ei se băteau între dânși când ei se îmbătau. Marcel s-a îmbătat, a lăsat oile, s-a dus pe nevadă, băietul plătește traf. Marcelul s-a îmbătat, s-a culcat, a adormit, oile s-au dus în soaie, nu știu unde acolo, iar ștraf. <fie->
Echipa noastră a mers să vadă casa în care au locuit Alexandru și Marcel cât timp munceau la stâna lui Nicolae. Ce condiții le-a asigurat învinuitul, vedeți în curând. Nu înainte însă de a auzi toate argumentele Mariei Grosu în apărarea fiului său. Maria Grosu povestește că atunci când Nicolae i-a angajat la stână pe Alexandru și Marcel, a avut o înțelegere cu ei. Ambii muncitori ar fi acceptat să lucreze doar în schimbul hranei și a unui acoperiș deasupra capului. Femeia spune că pentru a-i adăposti pe Alexandru și Marcel, Nicolae a cumpărat o casă. Ei nu s-au apucat cu lunari să le dea banii. Ei au spus să-i prinească ca să aibă unde să șadă și să mănânce. Ei nu au vrut bani când au venit. Maria Grosu povestește că mergea des la Bălcăuți în vizită la fiul ei. De fiecare dată când ajungea în localitate, trecea și pe la stână. Femeia susține că anume ea avea grijă ca ciobanii să fie asigurați cu produse alimentare. Eu o dată în lună, puteți și două ori pe lună mă ducem. Ei mănâncă, dar să vezi Marcel cât mănâncă, dispare. Și vreo eu, și dar și bomboane le cumpăram, și călăzi le cumpăram. Le ducem ca să și spui, să nu spui lumea că ei îmblă flămânți. Maria Grosu nu era mulțumită de munca lui Alexandru și Marcel. Susține că a încercat de repetate ori să-l convingă pe Nicolae să renunțe la serviciile lor. Fiul ei însă se încăpățâna. Am venit odată și m-am enervat și am zis, pentru ce tu îi ții la casă? Lasă-mă mic când au unii sta, lasă-mă mic când n-au unii mânca, n-au unii să încălzim, mă mic. Deja. Și ea ca deja ce-a făcut, ai văzut? Ea ca mamică de mamă plânge mamica din urma lui. Rudele lui Nicolae susțin că au dovezi video care demonstrează că Alexandru și Marcel au depus mărturii false împotriva acestuia. Vedem în curând imaginele care îi dau de gol. În timp ce mama învinuitului îi acuză pe Alexandru și Marcel că i-au cauzat fiului ei doar prejudicii, aceștia susțin contrariul. Ei se plâng că din prima zi când au ajuns la stâna lui Nicolae și până în clipa când au scăpat de acolo, au trăit un adevărat calvar. Au avut curajul să povestească despre asta abia peste un an de la plecarea de la stână. Marcel Alexandruc, în vârstă de 37 de ani, își amintește cu regret de ziua în care a decis să muncească la stâna din localitate. Povestește că în vara anului 2015, Nicolae Grosu i-a bătut la poartă. Fermierul i-a propus să-l angajeze în calitate de cioban. Marcel a acceptat slujba fără nicio ezitare. A venit la mamuca mea, zice că hai Marcel, nu vrei să câștigi o capeică? Zic, de ce nu? 1000 de lei îți dau, eu am oi, ne cumpăr, și 1000 de lei pe lună și 50 de kg de brânză. Am luat-o unul de zâne, am pascut vașile. El ne scoate 100 de lei și îmi dă 100 de lei. N-ai ies ce vrei. Marcel povestește că a muncit la stâna lui Nicolae timp de 4 ani, dar nu a primit niciun bănuț pentru munca prestată. Mai mult, bărbatul susține că la orice pas greșit era pedepsit grav. I-am să aminte, stăul ăla strungă, mulgeam oile și el vine și cu găleata astea cât nu m-a ars în cap. Cum? Cu băsul în cap, urechile erau umflate, ieșea zgâriat de gheară de-a lui erau. Față, da, fața astea apiera ca scândura, înțelegeți? Cum e scândura e ca la gard, vârtoasă. Apia ca așa fața mea era. El a luat plasca opță, așa, într-o sară. Își dă să ne pune mâna pe masă ca muș și eu scot unghiile. De același tratament ar fi avut parte și Alexandru Reaboi, de 33 de ani. Bărbatul se plânge că a lucrat la stâna lui Nicolae timp de un an. Un an de coșmar, susține acesta. Aveam cunoscut Vasile, unul de la Iedneț, el țigan. Și Vasile mi-a sunat, deși nu vrea ieși o bană la oi. Eu zic că haide. M-a prins frica de dată, însă cum mă pot abate și nu aveam unde spala. Dormeam, era câteodată când ploua curge. Rău, tot era. Nu, eu cu capiec de una n-am văzut la dânsul. Hainice care m-au luat de casă, coșeretă, un an de zile am luat. Și Alexandru și Marcel susțin că Nicolae i-a amenințat cu moartea în caz că vor părăsi stâna. El mi-a spus așa, dacă tu fugi de aici de la stână, eu mă duc la mamuctă în casă și te tai cu cuțătul. Și nu-i faci nimeni. El mi-a spus așa, dacă fug, apoi unii mă găsește, acolo mă ucide.
În timp ce Alexandru și Marcel se plâng că munceau în condiții extrem de grele, rudele lui Nicolae susțin că ciobanilor nu le-a lipsit nimic. Verișoara lui Nicolae afirmă că are dovezi clare în apărarea lui și care ar demonstra că Marcel și Alexandru mint. Locuința unde se adăposteau Alexandru și Marcel se află la marginea satului Bălcăuți. Elena Grosu ne-a arătat gospodăria. Știa că el a cumpărat pe lungul într-un lucrător și lucrători își deu. Ei schimbau pe rând. Când, cum? Tatăl zău lucrau. Și apsară vineau să odihneau aici, o sară unul, alt sară altul, că acolo trebuie și de păzut și oile. Spațiul are două odăi. Este mic, spune Elena, dar dispune de condițiile de bază pentru a fi locuibil. E că aici este un pat și e că aici e partea aslantă. Aici e pat, aici e patul este dornie Alexandru. În partea aslantă dornie Marcel. E ca soba, dar aici e o lăcuț de lemn, îi punem și dar e cald. Aici era mai normal, dar eu am făcut o leacă în mizerii. Că se vede, e ca păreță în murdare. Elena spune că niciodată nu s-a întâmplat ca Alexandru și Marcel să rămână flămânzi. Că aici e masa unde Marcel cu Alexandru mâncau. Dar mâncare noi preparăm în altă parte și le aducem aici mâncare. Ori mâncau la noi, ori le aducem încoași mâncare. Și Elena, la fel ca și mama lui Nicolae, susține că acesta avea o problemă cu cei doi muncitori. Alexandru și Marcel nu respectau normele sanitare și trebuiau impuși să facă baie. Asta se întâmpla chiar dacă aveau fântână în curte. Și era mai normal, dar eu am făcut o leacă în mizerii. Că se vede că păreță în murdare. Ei nu spălau, murdare în blau, nu vreau eu speli. În timpul verii, oile erau ținute pe deal, spune Elena. La stână muncitorii la fel aveau un adăpost. Elena susține că și acolo cei doi aveau condiții de trai elementare. Ia ca poartă-i și ia ca drumul. Și puteau să ieși, să iasă când vreau eu. E când vreau eu, îți duc eu și când vreau eu, vin eu. Alexandru Reaboi ne-a povestit despre adevăratul motiv care l-ar fi determinat să povestească despre suferințele îndurate la stână. În februarie 2019, bărbatul a părăsit stâna lui Nicolae. Asta după ce Nicolae l-ar fi acuzat că l-a păgubit cu 26.000 de lei și l-ar fi anunțat că va trebui să restituie această sumă. Tot Nicolae i-ar fi spus și cum să facă rost de bani. Alexandru Reaboi se plânge că nu a scăpat de Nicolae nici după ce a plecat de la stână. Ultimul i-a propus să lucreze la cumătrul său, iar lunar să achite o bună parte din propriul salariu pentru a lichida pretinsa pagubă. Păi eu mi-am spus în față. Și tu ești dator de 26.000. El așa mi-a zis și dacă vrei la bără Luc, la lucru, să-i întorc banii. Pe brânză, nu știu, el a anunțat mai multe acolo. Că brânza nu se ajunge față de anul din urmă, brânza nu se ajunge. Că eu zător și el și vrea și aia să fac de mine. Zic că eu îmi fac capul. Eu mă duc la tine și mă ucid. Alexandru spune că nu a mai rezistat să fie persecutat de Nicolae, iar într-un final a decis să depună o plângere la poliție. Eu n-am de unde să-i dau banii ăștia. Eu mă duc să scriu zăiulenie. Marcel Alexandruc povestește că a prins curaj când a văzut că Alexandru s-a destenuit oamenilor legii. A decis să nu teacă nici el. Și eu cred că trebuie de la murit ceva cu dânsul. Că el a ușit de lumea, el a caleșit. Cum vor răspunde Alexandru și Marcel la întrebările testului poligraf și ce detalii șocante vor ieși la iveală, aflați în curând. Rudele învinuitului susțin că Marcel și Alexandru au fost presați să depună mărturii false împotriva fostului lor patron. Cel care i-ar fi pus pe cei doi ciobani să se plângă la poliție ar fi chiar cumătrul lui Nicolae, Anatol Baraliuc. Mama lui Nicolae spune că Anatol avea suficiente motive să se răzbune pe cumătrul său. A avut niște datorii la Baraliuc. 8.000 ori, 9.000, eu precis, eu nu știu. Datoria asta era de mult, că el aduce ei pe și nu-i mai plătesc. Ne las cu mătru, când am să am bani, atunci am să-ți dau. Când am să am bani, atunci am să vă dau.
Niște iepi odată la harmăsare, umblat și trebuie să-i întoarcă Baraliuc banii și nu au întors. Când au venit din Franța, s-a dus și ceară banii și el a scris pe dânsul jalbă. Nu i-a dat banii, dar a scris jalbă. I-a pus pe dânsul la cale ce să scrie, ce să fac. El vine cu mașină și-i lua. Tot e falsificat tot dosarul. Rudele învinuitului spun că nu doar Alexandru și Marcel ar fi fost impuși să scrie plângere la poliție, dar și apropiații acestora. Verișoara lui Nicolae, Elena, ne-a prezentat un video cu mama lui Marcel, Ludmila, în care aceasta ar recunoaște faptul. Bă, da, dar știi ea că pentru că ai scris zaivlenie și ea lojne pentru pe care pe Colea. Dacă acolo tot nu-i drept scris despre Colea, asta merge o galopnă el. Da, atunci arești că nu mă tem deloc, că n-am scris scosul de șoptea. Am scris. Eu mânuță n-am. Pentru clivita. Pentru că el nu a făcut chestiile astea care acolo scris. Eu te înțeleg, eu îți spun încă o dată, eu mâna nu. Nu mă ne da să mă scris, că mă scris, nu te... Dar foile și ele de-am erau scrise când ți le-a dat să le iscălești? Tăti gata, tăti gata, că mă nașe. Iscălești. Ce sunt eu pentru ce și șerăb din eu și păcat? Rudele acuzatului cer dreptate și spun că presupusele victime ar fi fost manipulate de cumătrul lui Nicolae, Anatol Baraliuc. Anume el i-ar fi impus pe doi ciobani care au lucrat la stâna lui Nicolae să declare la poliție că au fost ținuți în sclavie. Cum răspunde Anatol la aceste acuzații, vedeți chiar acum. Că eu i-am pus la cale și așa ea. Clar loc mi-e și unde nici se dă în gând așa ceva. Să... N-am avut nici cu dânsul așa, dar... Nu știu ce s-a legat el de capul nostru, așa mai. El singur de la mine cerea bani, dar el a avut banii ăștia. Eu am ajuns la dânsă, eu un leu de la dânsă n-am luat. Dar eu am fost singur la poliție, eu de unde? Eu n-am fost încă dânsă, că fiecare răspunde pentru ce-și face. Eu am văzut că el zice că, ai, te rog, e că eu să mă să-i dai bani să scăpi de acolo. Așa că i-am spus condițiile mele, cum, câte că plătesc pe lună și mâncarea mea. Și el e odată de acord, Sasha. Și ne-am înțeles că să-i dai 1000 de lei pe lună și ne-am 1000 că îi rămâne lui de cheltuială. Nu, tu nu poți să decizi în locul altui om cum ar trebui el să-ți manifeste, să se poartă într-o anumită situație. În toată luna îi dădem 4 luni de zile, am dat 4000 de lei. Lui, dar restul de Sasha că îi rămâne lui. Și după 4 luni au venit și deodată au cerut că îi trebuie 8.000, dacă nu, îl dă în altă parte și să lucrez, să-i întoarcă banii, nu știu cum acolo. Nu știu, eu i-am dat, am dat o vacă. Au zis că să-i șibă tot viața datori. Pe viață, el e datori, Sasha, el, Colea. Și în perioada cât grosul Nicolae era plecat peste hotare, pentru că câte 3 luni muncea peste hotare, ori aceste victime care au lucrat, care au rămas la stână, puteau ele să adreseze organele poliției? Eu am întâlnit și eu spus, dacă tu 27.000 nu-i dai pe marți, eu fără întâi în tine. Și așa zici că eu... Fără astfel de probe, fără astfel de hotărâri, nu poți tu să afirmi că cineva ți este dator cu ceva. Învinuitul a mers acasă la cumătru sau Baraliuc pentru a se cere datoriile pe care le are atât Baraliuc cât și Reaboi. Alexandru, puteți să vă ridicați și așezați-vă în scaun. Domnul Marcel, vă rog să luați locul în scaun. Aceste doi senzori am să vă spun care o să vă înregistreze respirația abdominală și toracică. Acesta o să înregistreze tensiune arterială. În timp testul, vă rog să priviți în față, răspundeți cu da sau nu la toate întrebările care eu am să vă adresez. Sunteți gata? Da. Testul a început. A venit momentul adevărului. Să fie oare inventată istoria celor doi ciobani sau suntem martorii unei drame reale? Ce a arătat testul la detectorul de minciuni, vedeți chiar acum.
cea mai vastă selecție de haine stilate pentru întreaga familie. Tagaer Family este o rețea de magazine mari care îți oferă oportunitatea de a crea cu ușurință ținute moderne și confortabile pentru fiecare membru al familiei. Pentru copii, femei și bărbați, lenjerie intimă, haine pentru casă, blugi, cămăși, rochii, costume, pulovere, pantofi, genți, accesorii pentru toți. Avem tot de ce ai nevoie, articole de calitate de la mărci de top. Tagaer Family, universul stilului pentru întreaga familie. Maria Grosu din Orhei nu mai știe la ce uși să bată. Femeia de 60 de ani se plânge că acum câteva luni polițiștii i-au reținut fiul, pe nedrept. Un amic m-a luat de acasă, pentru ce? Nicolae Grosu este acuzat de trafic de ființe umane, mai exact pentru că ar fi ținut în sclavie doi săteni. S-ar fi întâmplat la stâna care îi aparține. I-a spus să-i prinească ca să aibă unii să șadă și să mănânci. Ei nu au vrut bani când au venit. La polul opus sunt presupusele victime ale lui Nicolae Grosu, care îl descriu ca pe un monstru. Bărbații povestesc că erau obligați să muncească zi și noapte fără a fi plătiți. Mai mult, pentru orice greșeală, se alegeau cu pumn și umilire. Morzeam oile și el vine și cu găleata astea cât nu m-a ars în cap. Cu băsul în cap, urechile erau umflate. El a luat plasca opță într-o sară. Își dă să îi pune mâna pe masă ca muș și eu scot unghiile. Nu, eu dacă capiec de una n-am văzut la dânsul. Eu spus așa, dacă fug, apoi unii mă găsește, acolo mă ucide. Și tu ești dator de 26 de mii. Că brânza nu se ajunge față de anul de urmă, că eu sunt dator și el și vrea aceea să facă de mine. Cât adevăr este în destăinuirile presupuselor victime? Și cum vor răspunde acestea la testul cu detectorul de minciuni? El singur de la mine cerea bani, dar el a avut banii ăștia, eu am ajuns la dânsul, eu un leu de la dânsul mi-am luat. În această seară vorbim despre Nicolae Grosu din Bălcăuți, Briceni. Bărbatul este învinuit de o crimă gravă, trafic de ființe umane și riscă până la 15 ani de pușcărie. Anatol Baraliuc ne-a povestit și cum au ajuns Alexandru și Marcel să lucreze la el. Haideți să vedem în ce condiții muncesc ei în prezent. Anatol Baraliuc povestește că în februarie 2019, cu mătrul său Nicolae, l-a rugat să-i găsească un loc de muncă fostului său angajat, Alexandru Reaboi. El m-a sunat, m-a apelat și m-a întrebat cum îmi trebuiesc lucrătorile. Eu zic că cum dacă se comportă bine cu lucrul, nu e nicio problemă. Chiar îi datori banii și... Anatol zice că i s-a făcut mila de Alexandru și l-a luat să îngrijească de vaci. Susține că tot atunci au discutat și condițiile de muncă. Bom, parcă era. Nu se mâna bom. Păi nu știu, mai era ca tatăl, nu era... Spiele, să îmbrăci curat ceva. Mi-a părut rău după atâns, cum... L-am luat, eu am văzut că el zic, hai, te rog, e că eu sunt să-i dai bani să scăpi de acolo. Așa că i-am spus condițiile mele, cum... câte că plătesc pe lună și mâncarea mea. Și el a dat de acord, Sașa. Și ne-am înțeles că să-i dai 1000 de lei pe lună și de 1000 că îi rămâne lui de cheltuială. Marcel însă, povestește Anatol, a venit singur și l-a rugat să-i dea de lucru. S-ar fi întâmplat anul trecut, într-o dimineață de octombrie. Și el într-o dimineață, la jumătate la 7, a apărut la noi. Zic eu că vreau să lucrez. Eu zic că eu mă tem de colea că el a zis să mă iei de acasă. Anatol povestește că i-a înregistrat pe Marcel și Alexandru cu traiul la el acasă. Spune că împreună lucrează cot la cot. Îngrijesc de 10 vaci și restul animalelor de prin gospodărie. Eu nu știu să înregistrați la mine cât ori vrea să-i ajut. Și... unul curță la animale, altul upărim, noi, eu sunt cu dânsul tot. Mulgem vacile, tot împreună. Soția îi spală hainele, 2000 lei pe lună. Tot așa. Da. Și mâncarea mea, nu a fost așa cazul, că să ne furi și ceva, că tot lăsă, nu. Așa omenește. V-am povestit mai devreme că unul dintre ciobani, Alexandru, ar fi fost acuzat de fostul său patron, Nicolae, că l-ar fi păgubit cu 26.000 de lei. Odată angajat de cumătrul lui Nicolae, ciobanul a fost impus să achite lunar câte 1.000 de lei în contul pretinsei datorii.
Actualul său angajator confirmă acest lucru. Mai mult, Anatol spune că a fost intermediar. Anatol Baraliuc spune că Nicolae i s-a plâns că Alexandru i-a cauzat multe pagube la stână, i-ar fi molăvit oile și ar fi stricat brânza. Povestește că din acest motiv Nicolae venea regulat și cerea bani de la Alexandru. Anatol susține că în primele 4 luni Nicolae și-a pus în buzunar câte 1000 de lei din salariul lui Alexandru, apoi a cerut bani pentru 8 luni înainte. În toată luna îi dădeam 4 luni de zile, i-am dat 4000 de lei. Lui, dar restul de Sașa că îi rămâne lui. Și după 4 luni au venit și deodată au cerut că îi trebuie 8000, dacă nu, îl dă în altă parte și să lucrez, să întoarcă banii, nu știu cum acolo. Nu știu, eu i-am dat, am dat o vac. Au zis că se șibă tot viața datori. Pe viață, el e datori, Sașa, el, Colea. Anatol spune că în februarie Nicolae a venit din nou la el. De data aceasta ar fi cerut de la Alexandru 27.000 de lei. Și Sașa a venit de nu știu, eu zic că nu știu ce să fac. Și de ești iert. Eu am întâlnit și eu spus, dacă tu 27.000 nu-i dai pe marți, eu fără întâi în tine. Și așa zic că eu scriu cereri la poliție și gata, altceva nu pot să fac nic. Despre conflictul dintre Nicolae și foștii săi lucrători știa aproape tot satul. Colegii mei au discutat cu primarul localității Bălcăuți. Și iată cine a spus acesta. Гражданин Грошу Николай Васильевич за время проживания в селе Балковуцы жил один, без семьи, показал себя хозяйственным человеком. В жалобе и заявлении от гражданина Грошу не было при Марии. Но я видел этих пастухов, они мимо моего дома утром и вечером гнали овец. В нормальном состоянии, в нормальном хорошем состоянии. Александр, я не знаю. Марчелло знаю, потому что он жил раньше тут, был моим соседом. Я его знаю, а Александра я вообще не знаю. Если бы год отработал, пожалуйста, я бы знал. Так, видел, что он работал у него, но сколько ему не платил, я не знаю. Ну, потому, ну как, может быть, если они работали сколько у него, ни одной жалобы, ничего. Тут уже не работали где-то с полгода у него и поступили жалобы сейчас. Сказав, що це чушь собачая. Noi am cerut o reacție referitor la acest caz de la reprezentanții Procuraturii Raionului Briceni. Deși a trebuit să așteptăm un timp îndelungat, într-un final am obținut o declarație. Ce-i drept, cam seacă și vagă. Câte victime sunt în dosar? La momentul sunt 2. Câte o să fie până la sfârșit, nu știm. Cum anume ar fi fost exploatate victimele? Prin ce fapte? Prin muncă în calitate de ciobeni, la stână de oi care îl deținea. În general, victimele cât timp au fost exploatate? Peste 2 ani de zile, mi se pare. Dumneavoastră dețineți și cu precizie timpul în care ar fi fost exploatate victimele? Nu pot să vă spun cu precizie, că adică e o lună, un an sau doi, putem ține de învinuire înaintată. Procurorul ne-a spus că Nicolae Grosu nu își recunoaște vina. Chiar și așa, el riscă o pedeapsă cu închisoare de la 7 la 15 ani. Ce expertize au fost dispuse? Nu pot să vă spun la moment care sunt expertizele. În ce avem numite expertizele psihologice, care sunt numite în privință la părțile vătămate. Chiar dacă primarul localității are doar cuvinte de laudă despre Nicolae, tot de la oamenii legii aflăm că bărbatul are antecedente penale. Pentru ce fapte a fost anterior judecat? Eu nu pot să spun, sau bătaie, sau hulganism, nu cunosc. Avocata Violina Munteanu a analizat acest caz. Ea a discutat cu Alexandru Reaboi și Marcel Alexandruc. Iată concluzia expertei. Este inadmisibil să ai o asemenea atitudine față de niște oameni care ei sunt mai slabi, mai vulnerabili decât tine. Este inadmisibil ca într-o societate să folosești niște oameni care sunt neprotejați, neapărați într-un fel, tu să-i folosești în interesele tale personale, să-i spui unor munci forțate, să le aplici, să aplici violență, să-i ameninți și să-i șantajezi. Nu, tu nu poți să decizi în locul altui om cum ar trebui
el să-ți manifeste, să se poartă într-o anumită situație. Violina Munteanu consideră că violența nu poate fi justificată cu nimic. Nicolae avea la dispoziție o multitudine de căi legale pentru a soluționa presupusul conflict cu angajații săi. Chiar dacă serviciul este necalitativ, tu poți să renunți la acest serviciu, dar nici ca cum să-i forțezi în continuare și să-i ameninți și să aplici violență față de ei, fizică, morală, de oricare, și să-i menții în continuare în același loc că ei să lucreze pentru tine. Asta este ilegal. Chiar și dacă se pretinde că au fost cauzate anumite prejudicii, nu aveau decât să adreseze cu o cerere în instanța de judecată. Păi demonstrați faptul că tu ești prejudiciat. Fără astfel de probe, fără astfel de hotărâri, nu poți tu să afirmi că cineva ți este dator cu ceva. Juristul susține că decizia lui Alexandru și a lui Marcel de a pleca de la stână atât de târziu poate fi justificată. Un om care nu se teme, el pleacă. Dar anume frica poate explica din care motiv ei nu au plecat. Nimeni nu are dreptul să folosească acești oameni în interesele sale personale pentru a obține careva beneficii. Acest fapt este ilegal, de aceea și în legea penală se prevede pedepse pentru aceste fapte. Și oamenii sunt protejați de asemenea abuzuri, deoarece această infracțiune este o infracțiune deosebit de gravă și prevede pedepse cu închisoare. De cealaltă parte, avocata care îl apără în instanță pe Nicolae Grosu susține că dosarul este fabricat. Ea îi acuză pe oamenii legii că sunt la cheremul cumătrului învinuitului. Tamara Plămădeală, avocatul învinuitului, insistă pe faptul că Anatol Baraliuc și Alexandru Oreaboi îi datorau lui Nicolae bani. Din acest motiv, ei au decis să-l bage la pușcărie. Când a venit din februarie învinuitul, a mers acasă la cumătru sau Baraliuc pentru a se cere datoriile pe care le are atât Baraliuc cât și Oreaboi. Baraliuc era dator pentru niște servicii lui Grosu Nicolae, 8.000 de lei. Da, și Oreaboi respectiv cu 32.000 de lei. Nu a întors nicio parte de bani pentru că de aici și-a pornit tot conflictul. Și respectiv la 3 martie, ne pomenim că victimele scriu plângeri la inspectoratul de poliție și îl acuză de trafic de ființe umane. Mai mult, Tamara Plămădeală îl acuză pe Anatol Baraliuc că are pârghii pentru a influența urmărirea penală. Dar sunt convinsă că este un dosar fabricat. Soția lui Baraliuc Anatolie, da? Deci femeia acestui este verișoară cu care este șef interimar al secției urmăririi penale. Dacă să ne orientăm, procurorul care este pe dosar este finul procurorul Raionului. Da? Procurorul Raionului este verișor cu președintele judecătorie din Raionul Briceni. Oare nu este o suspiciune că intenționat s-a făcut acest lucru, dar a pornit totul de la o datorie de bani? Avocatul spune că la baza dosarului penal stau doar declarațiile lui Alexandru și Marcel, care nu sunt sprijinite de alte probe relevante. Tamara Plămădeală crede că e suspicios și faptul că ciobanii, în pofida tratamentului inuman, nu au părăsit stâna. Asta deși erau liberi să o facă, deoarece Nicolae Grosu muncea periodic peste hotare, fapt confirmat de datele din pașaport. Nu a fost în flagrant prins. S-au bazat numai pe plângerile acestor două victime, care sunt analfabeți, unul de ei nici nu cunoaște a scrie, nici nu cunoaște a citi. Termenii care au scris în plângeri, evident, se vede și se observă că este scris de altă persoană. Că ei nici nu înțeleg ce presupune această noțiune de sclavie și robie. Și în perioada cât Grosu Nicolae era plecat peste hotare, pentru că câte 3 luni muncea peste hotare, ori aceste victime care au lucrat, care au rămas la stână, puteau ele să adreseze organele poliției. Tamara Plămădeală e decisă să meargă mai departe în cazul în care justiția de la noi din țară nu-i va face dreptate lui Nicolae. Deci nu ne oprim aici, vom ajunge chiar și la Curtea Europeană. Sunt convinsă că nu a fost niciun trafic de ființe umane. Vă reamintesc că în această seară vă povestim despre cazul lui Nicolae Grosu, care a fost arestat pentru trafic de ființe umane. El ar fi ținut în sclavie 2 ciobani și riscă până la 15 ani de pușcărie.
Rudele lui Nicolae susțin că dosarul a fost fabricat, iar de vină ar fi cumătrul acestuia, Anatol Baraliuc, care i-ar fi impus pe cei doi lucrători să depună mărturii false împotriva lui Nicolae. La rândul lor, cei doi ciobani au acceptat să treacă testul la detectorul de minciuni, ca să demonstreze că nu mint și că munca la stâna lui Nicolae a fost într-adevăr un infern. Alexandru, puteți să vă ridicați și așezați-vă în scaun. Domnul Marcel, vă rog să luați locul în scaun. Aceste doi senzori am să vă spun care o să vă înregistreze respirația abdominală și toracică. Acesta o să înregistreze tensiunea arterială. După ce au semnat acordul pentru testarea poligraf, Alexandru și Marcel au fost conectați la senzorii dispozitivului. Testul la detectorul de minciuni s-a desfășurat într-o sală special amenajată. Tot procesul a fost înregistrat de camerele video. Alexandru a fost testat primul. În timp testul, vă rog să priviți în față, răspundeți cu da sau nu la toate întrebările care eu am să vă adresez. Sunteți gata? Da. Testul a început. Ați fost lovit de Nicolae Grosu cu scândura în cap? Nicolae Grosu v-a speriat că o să vă smulgă unghiile? De frica lui Nicolae Grosu ați dorit să vă sinucideți? Anatol Baraliuc, te-ai impus să scrii plângere pe Nicolae Grosu? Ai lucrat la Nicolae Grosu fără a fi plătit? Nicolae Grosu v-a spus că dacă fugi de la stână te va omorâ? Testul a fost foarte complicat. Am adresat întrebări directe care nu pot lăsa nicicum loc de dubii. Chiar dacă au dorit să fugă de anumite întrebări, nu au avut încotro și au răspuns la ele. Alexandru, poate că ai ezitat să răspund la vreo două întrebări. Marcel a răspuns nesigur la câteva întrebări, dar până la urmă a căzut în niște întrebări capcană. A venit momentul adevărului. Să fie oare inventată istoria celor doi ciobani sau suntem martorii unei drame reale? Ce a arătat testul la detectorul de minciuni, vedeți chiar acum. E timpul să aflăm cum anume au răspuns Alexandru și Marcel la detectorul de minciuni. Pentru a afla dacă într-adevăr au fost ținuți în sclavie la stâna lui Nicolae Grosu, expertul poligraf a formulat întrebări directe, pe care nu le-au putut ocoli cei doi. De exemplu, la întrebarea adresată lui Alexandru dacă a acceptat să muncească gratuit la stâna lui Nicolae, bărbatul a răspuns nu și a spus adevărul. În fața expertului poligraf, Alexandru și Marcel au negat că Anatol Baraliuc i-ar fi impus să scrie plângere la poliție. Anatole Baraliuc, ți-a zis să scrii plângere pe Grosu Nicolae? Nu. Nu. Ei au spus adevărul. Așa cum rudele învinuitului au negat că Alexandru și Marcel au fost maltratați de către Nicolae, expertul poligraf le-a adresat celor doi mai multe întrebări despre aceasta. Atunci când au fost întrebați dacă au fost pedepsiți cu bătaie de către Nicolae, cei doi ciobani au răspuns da. Da. Nicolae Grosu a încercat să vă scoată unghiile. Da. Da. Și n-au mințit. Mai mult, Alexandru a spus expertului poligraf că a fost amenințat cu moartea de către Nicolae Grosu. Nicolae Grosu te-a amenințat cu moarte? Da. Și a spus adevărul. Atât Alexandru cât și Marcel au fost întrebați despre modul în care au fost plătiți atâta timp cât au lucrat la stână. Ambii au negat că au fost achitați de către Nicolae pentru munca pe care au prestat-o. Timp de 5 ani, Grosu Nicolae v-a achitat vreun salariu? Nu. Nu. Și nu au spus minciuni. Alexandru Reaboi însă a încercat să ascundă că a provocat pierderi. Ai făcut careva pagube la stâna lui Nicolae Grosu? Nu. Bărbatul a mințit atunci când a negat că l-ar fi păgubit pe Nicolae. Am vrut să aflăm dacă Alexandru îi era dator cu bani lui Nicolae. Grosu Nicolae v-a impus să întoarceți datoria despre care nici nu cunoșteați. Da. Prin Tolea, ați dat 12.000 lei lui Nicolae Grosu? Da. La acest subiect, bărbatul a spus adevărul.
Iar despre modul în care sunt plătiți pentru munca în gospodăria lui Anatol Baraliuc, cei doi ciobani ne-au spus că bărbatul le plătește lunar. Anatolie Baraliuc se achită permanent cu dumneavoastră? Da. Da. La 3 luni după ce a fost realizat testul poligraf, am contactat repetat procurorii. Ei ne-au comunicat că Nicolae Grosu a fost transferat în arest la domiciliu, iar îndată ce vor fi gata rezultatele expertizei psihiatrice, dosarul va fi trimis în instanța de judecată. Justiția urmează să-și spună cuvântul în acest caz, iar noi încheiem aici. Liniște și pace vă doresc să aveți pe cei dragi mereu alături.